Bună, Săgetător, și bine ai venit la etalarea ta de dragoste pentru luna iulie 2020. Vom analiza relația dintre tine și partenerul de viață sau persoana care te interesează. Vom vedea stadiul relației, ce gândești și ce simte fiecare și ce stă la baza manifestărilor fiecăruia. Țin să menționez că această etalare este valabilă atât pentru cei cu ascendentul, cât și luna în Săgetător. Ce să fim spuse? Să vedem ce vă rezervă luna iulie în dragoste, dragi săgetători. Ok, dragi săgetători, în luna iulie veți fi, veți fi puși în fața unor decizii extraordinar de greu de luat și sunteți, nu știu, între o ofertă care vi se face și între, nu știu, cumva să mergeți spre oferta aceasta sau să nu mergeți, iarăși să lăsați ceva în urmă, ceva ce pentru voi contează foarte mult la nivel emoțional. Uh, pentru că și toată, toată această poveste, pentru că efectiv v-ați săturat și nu mai puteți Vreți un nou început, aveți foarte mult de oferit, foarte multă iubire, foarte multe emoții Să vedem mai departe ce se va întâmpla Stadiul relației Soarele, ce frumos, a mai ieșit așa la o zodie Asta este partea voastră Și asta este partenerul Ce simte și ce gândește Oh, dragi scorpioni, în primul rând cu soarele aici în etalare, tin să cred că problemele sunt mai mult de ordin emoțional decât să se întâmple neapărat ceva fizic. Um, la nivel, um, la baza manifestărilor mai exact la voi, um, văd acum o, um, o energie. Um, benefică, fertilă, eu știu foarte mult apropiată de planul material, vă doriți o independență financiară, sunteți într-o poziție de putere, vreți să-i ajutați și pe ceilalți, sunteți cumva mama răniților. uitați, la nivel sentimental doriți să, să colaborați cu partenerul, să faceți o, eu știu, o înțelegere sau întâlniri chiar sau poate partenerul este din zona profesională, nu știu de ce mai a să spun asta, dar să știți că partenerul simte că cineva ia locul, acum ori că este gelos, ori că a făcut și el la rândul lui sau simte că i s-a făcut o nedreptate sau simte că îi faceți o nedreptate, dar nu știu prin ce, că văd că dumneavoastră vreți să vă închideți sau cumva Uh, cred că dumneavoastră i-ați făcut această nefăcută și acum a încercați cumva așa să vă, uh, să vă sustrageți. Nu neapărat o nefăcută, cât dacă vreți un abuz de putere, aș putea să spun. Cumva ați abuzat de un anumit uh, lucru care l-ați avut în, re în relația cu partenerul în trecut, iar acum uh, Um, acesta consideră că i-ați făcut o nedreptate și se simte cumva amenințat, totuși simte că cineva ia locul. Și mai mult decât atât, partenerul um, se gândește foarte mult ori să facă un drum spre voi, pentru că vă simțiți acum și singuri și abandonați, și uh, cumva și cu musca sau cu musca pe căciulă, neapărat singuri și abandonați. Și parcă partenerul vrea să facă un drum spre voi, o mutare, dacă doriți, acum ori spre voi, ori să plece din relația cu voi. Hai să dăm niște extensii, să vedem exact ce ne spun și cărțile din tarotul umbrelor pentru Scorpion, dragoste, luna iulie 2020. Ce tot se întorc cărțile. Da, exact, o reuniune ceva. Să vedem, dragi săgetători. Iar au sărit două cărți, cineva vrea un nou început, așa plin cu lumină, dar cumva lumina asta îl cam sau o cam orbește și cam își face iluzii. Da? Să vedem exact despre ce este vorba, dragi săgetători. Ok. Vă transformați într-o regină de spade, dacă sunteți femeie, să știți. Nu că e un lucru rău, că ea e foarte, ea e foarte, e aproape obiectivă. O vedeți să nu vă treziți cu vizite surprize de la partener. Um, ia uitați, iarăși abandon singurătate. Um, să știți că oarecum sunteți blocați în această, în această postură, ca să spun așa. Uh, tocmai pentru a vă schimba imaginea asupra uh, relației, asupra vieții, dar nu e neapărat uh, vorba de, uh, de dumneavoastră sau de persoană. Îi poate să fie vorba efectiv și de energia la nivel general. Um, cealaltă persoană, să știți că um, ori consideră că voi ați făcut o nedreptate, ori chiar el o să vă facă o nedreptate în luna iulie, în sensul că va abuza exact de un statut de putere sau că dumneavoastră îl vedeți ca un soare. Uh, și de asemenea va avea o decizie foarte greu de luat, vedeți, decizia era, apare și la el. Poate decizia e în ceea ce îl privește pe el, pentru că văd că dumneavoastră doriți un nou început aici, un nou început, uh, sigur, dar are legătură, ori, ori vă doriți ceva mai stabil, mai concret de la relație, ori efectiv are legătură cu zona profesională, dar poate să fie și ambele. Uh, ce văd aici și dumneavoastră vă faceți așa puțin iluzii, vreți să ajutați pe toată lumea, dar de fapt o să vă simțiți mai mult singurică sau singur. Dacă sunteți, dacă, dacă sunteți bărbați, să știți că veți avea parte de o femeie sau veți întâlni o femeie sau această femeie, Regina de Spade, acum poate să fie și partenera dumneavoastră, o, o, o persoană destul de rece, detașată, foarte rațională și o persoană care cam taie în carne vie, mai boemă, așa ca să-i spun. Și e posibil să fie mai rece cu voi și din acest motiv să dumneavoastră să vă simțiți așa abandonat și singur, însă să știți că nu este așa. Cealaltă persoană chiar se gândește serios, simte că este atacat locul și la modul general vorbind, veți avea tendința da, și veți avea impresia că ați pierdut tot, o să fie anumite momente și că sunteți blocați. E adevărat, ceva s-a dărmat, dar, nu este, dar este ceva ce cu siguranță nu era bun, era toxic acolo. Dar să știți că mai aveți totuși câteva lucruri, ca să spun așa, care stau în picioare concret între voi. Ia să vedem puțin niște extensii de aici. Să vedem referitor la relația dumneavoastră. Așa, după cum am spus, să știți că ceva o să moară, ceva o să termine și veți trece la nivelul următor. Uh, oricum, luna iulie este încărcată de evenimente astrale extraordinar de frumoase, și cu siguranță, și asta va, va contribui aici. Pentru că văd un final, adică, da este un final cumva natural, în niciun caz nu este un final forțat, se termină ceva și ia să vedem ce se termină, prima ce se termină și a doua ce începe. Ia să vedem aceste cetători oh. Ce se termină? Cred că veți porni așa un mic mare război, ca să spun, mă rog, război. Cumva, poate veți renunța ori la acest trio, ori la această colaborare pe pe, pe zona profesională, și parcă veți încerca să fiți puțin mai ascuțiți la minte, ca să spun așa. Deci, asta va crește în, în intensitate. Vă mulțumesc frumos pentru atenție, dragi săgetători, vă invit să urmăriți și zodia în care aveți ascendentul sau luna și de asemenea v-aș ruga să dați un subscribe dacă v-a plăcut și vă aștept pe canalul meu cu alte etalări. Vă mulțumesc frumos și vă doresc un iulie cu decizii înțelepte. V-am pupat!